Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este momentul pentru o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Invitatul nostru de astăzi este preotul Cornel Cadar, consilier la Episcopia Romano-Catolică Iași. Lăudat fie Iisus, Părinte! În vecii vecilor, bine v-am găsit! Părinte, astăzi creștinii ortodoxi și romano-catolici sărbătoresc Buna Vestire, una dintre marile sărbători ale anului. Este momentul în care Fecioara Maria a primit vestea că se va naște Iisus. Ce ar trebui să facă creștinii în această zi? Într-adevăr, e o sărbătoare comună a catolicilor și a ortodoxilor și a greco-catolicilor. Și în această zi ar trebui, în primul rând, să ne amintim de evenimentul care a avut loc, care este descris de Evanghelia după Sfântul Luca, că într-o zi Îngerul Gabriel a fost trimis într-o localitate numită Nazaret, la o fecioară cu numele Maria, și a dus vestea cea bună, vestea așteptată de veacuri a venirii lui Mesia și că ea a fost aleasă să fie mamă a lui Iisus, a Mântuitorului. Și e suficient dacă ne amintim de evenimentul acesta. De asemenea, se cere pe cât posibil să ne rugăm și să mergem la biserică, la liturghie, unde se marchează acest eveniment deosebit, practic care apoi, prin nașterea lui Iisus, a împărțit lumea în două. De spus apoi că este și ziua vieții astăzi. E Maria care a acceptat viața. În acest sens, în peste 60 sau 70 de localități, sâmbătă, au fost manifestații pentru viață, inclusiv în Iași. Au ieșit pe stradă tineri, preoți, oameni în vârstă, credincioși, obișnuiți cu copiii, care au manifestat în favoarea vieții, în sensul că în fiecare zi în România au loc aproape 400 de avorturi. Așa este, este o cifră care iar dacă, nu prea e... Da, statisticile, într-adevăr, bună sperie, pentru țara noastră. Sperie, pentru că dacă ne gândim de la Revoluție încoace, aproape încă o țară ca România a fost ucisă. A dispărut. A dispărut. A dispărut și iată, sunt manifestații și au fost sâmbătă, practic pentru că era o zi liberă, în favoarea vieții. Pe una dintre pancardele din Iași, foarte interesant, scria: opriți-vă cu cercetările de pe Marte și mai cercetați viața din pântecele mamei. De asemenea, a fost impresionant că o tânără studentă cu handicap a dat mărturie: eu trebuia să nu mai fiu în viață pentru că doctorii au sfătuit-o pe mama mea, spunea tânăra, să fac avort. Mama n-a vrut și astăzi îi mulțumesc pentru viață. Așa este. Este o credință totuși în popor care spune că de Buna Vestire nu trebuie să te cerți, pentru că altfel te vei certa tot anul. Astfel de tradiții sunt și la ortodoxi și catolici? Tradiția este interesantă, însă nu trebuie să ne certăm niciodată. Iar dacă avem nefericirea să ne certăm în vreo zi, că este inevitabil să nu te cerți în familie, cu soțul, cu soția, cu copii sau eu știu eu, să avem puterea de a cere iertare, dacă, mai ales dacă am fost noi vinovați, și să facem așa cum scrie într-o scrisoare a Sfântului Pavel, în care spunea să nu apună soarele peste mânia voastră. Adică împăcați-vă înainte de apusul soarelui. Foarte, foarte frumos spus, și chiar ar trebui mulți dintre cei care ne urmăresc acum să ia aminte că cearta nu este bună niciodată. Te cerți, dar trebuie să ai puterea să faci pasul pentru a te împăca. Să-ți ceri iertare dacă ai greșit sau să accepți faptul că cel cu care te-ai certat a greșit, dar îl ierți. Duminică este sărbătoarea floriilor la credincioșii romano-catolici și, dacă știu eu bine, este și ziua tineretului. Ce manifestări vor avea loc Duminica de Florii? Într-adevăr, fiind Duminica Floriilor, din nefericire, anul acesta Paștele nu mai cade împreună, e decalajul acesta de o săptămână, și Duminica Floriilor amintește de intrarea lui Iisus în Ierusalim. Când a fost întâmpinat cu flori de... cu ramuri. De finic și... Și o parte dintre oameni s-au dezbrăcat de hainele lor și le-au întins în calea Mântuitorului, care intra în Ierusalim. Citim de asemenea că
în Sfânta Scriptură că foarte mulți dintre cei care l-au aclamat pe Iisus erau tineri, erau adolescenți. Ca atare, iată de ce Biserica Romano-Catolică a fixat în această zi ziua tineretului, adunându-i într-un mod deosebit pe tineri, chemându-i la liturghie, la ascultarea cuvântului lui Dumnezeesc, chemându-i la a se împărtăși și fiind un mesaj special pentru tineri. Este Ioan Paul al II-lea care a fixat această zi a tineretului. În fiecare Duminica Florilor are loc în parohii, iar odată la 2-3 ani are loc la nivel mondial. E interesant și aici la Iași, sigur vor fi mai multe liturghii în bisericile catolice și la catedrală, în care se vor sfinți ramurile și vor fi cântări specifice Duminicii Florilor, care amintește de acest eveniment al intrării lui Iisus în Ierusalim și al venirii lui la noi, începe săptămâna sfântă. Iar după amiază, duminică, la ora 17, va începe o liturghie dedicată tinerilor, după ce mai înainte vor veni tineri de la parohiile vecine, din cartierul Dacia, din cartierul Nicolina, din Dancu, din Valea Lupului, de la Tomești. Grupuri vor porni pe jos în funcție de distanța pe care o au de străbătut. Vor fi întâmpinați în curtea catedralei de către preasfințitul Petru Gherghel, episcopul diecezei. Se vor sfinți acolo ramurile, vor cânta împreună și se vor ruga împreună și apoi vor intra în catedrală, unde va avea loc liturghia și un mesaj special pentru tineri. E o caracteristică a acestei zile că se citește patima Domnului nostru Iisus Hristos după una dintre Evanghelii, anul acesta, după Evanghelia Sfântului Marcu, o lectură foarte lungă, amintind de cum a fost Iisus trădat și în cele din urmă vândut și condamnat la moarte, și se citește pe roluri în care participă și tinerii. Toți cei care vor fi acolo prezenți vor, sigur, vor asculta, iar unii dintre ei vor proclama lecturile și vor participa la această patimă citită pe roluri. Pentru că, surprinzător, aceiași oameni care i-au strigat Osana, citim în Sfintele Evanghelii, și care l-au aclamat cu ramuri, cum spuneați dumneavoastră, aceiași oameni îi vom întâlni în Vinerea Mare, spunând la moarte cu el. Medităm lucrurile acestea în Duminica Floriilor și apoi în Săptămâna Sfântă. Firea schimbătoare a omului în funcție de cum bate vântul, așa se arată. De aceea se cere o credință puternică, ancorată în ceva, ancorată în rugăciune, în Sfânta Scriptură, în cuvântul care trebuie citit și meditat. Imediat după Duminica Florilor va începe Săptămâna Patimelor, o săptămână în care credincioșii greco-catolici vor ține acel post, cum se spune, post prelungit. Știu că la creștini ortodoxi luni, miercuri și vineri este post negru. Vor fi slujbe speciale, în primul rând, în această săptămână sfântă, iar vineri, Vinerea Mare, în ziua în care a murit Iisus pe cruce, este post pe cât posibil negru, adică fără mâncare. În celelalte zile, sigur, este abținerea de la carne, se recomandă, dar cei care pot. În schimb, toți sunt invitați să-și îndrepte pașii spre biserică și să se spovedească, pentru ca să întâmpine Paștele curățit sufletește. Vedeți, la Paști și la catolici și la ortodoxi este obiceiul acesta, ci că să ne înnoim. Așa este, să ne luăm o haină nouă. Și adesea o facem. Cei mai mulți o facem. Din economiile care le-am făcut, ne cumpărăm ceva nou. Dar uităm să ne renoim sufletul. Și asta e cel mai important. Să ne renoim sufletul, și sufletul putem renoi numai mărturisindu-ne păcatele și pregătindu-ne în așa fel încât în noapte de Paști sau în ziua de Paști să ne putem împărtăși. De aceea în toate bisericile răsună în acest timp și inclusiv în Săptămâna Mare chemarea de a ne apropia de scaunul de mărturisire și a ne mărturisi păcatele. Vor fi preoți care vor sta la dispoziția credincioșilor, așa cum și săptămâna următoare în biserica, pentru Biserica Ortodoxă, pentru creștinii ortodoxi, preoți la dispoziția credincioșilor și sunt chemați
Numai astfel este trăit Paștele cu adevărat. Altfel va fi o sărbătoare, sigur, interesantă din punct de vedere social, de întâlnire cu rudele, cu prietenii, de a ciocni un ou roșu, de a mânca mai bine ziua de Paști, dar Va trece fără a-și atinge scopul scopul principal și principal. va trece pe lângă noi cumva, pentru că la fiecare Paști eu sunt chemat să mă reînnoiesc, să învii împreună cu Hristos Iisus. Și vorbind despre aceste învățături, nu pot să nu mă abțin și să nu vă întreb dacă sunteți de acord cu o decizie a Curții Constituționale care spunea că ora de religie în școli nu este obligatorie. Mai nou, acum încearcă să schimbe legea, spunând că în locul orelor de religie să fie ore de etică, ore de, știu, orice altceva. Credeți că este normal acest lucru? Pe mine nu mă surprinde neapărat decizia Curții Constituționale. Constituționale a Uniunii Europene. Mă surprinde decizia parlamentarilor români într-o țară în care peste 90% s-au declarat creștini. Și care peste 90% dintre părinții copiilor au Au făcut spus că cerere, da? vor să Au aibă ore făcut de religie. cerere. Tot sunt dintre ei care dau glas unor oameni singuratici, au un parlamentar sau doi care se declară liberi cogetători sau atei și care nu reprezintă majoritatea în țara asta. Și iată cum, într-un fel, are loc dictatura minorității asupra majorității. Și asta nu se întâmplă numai în domeniul acesta, ci în mai multe Așa domenii în este. care așa zise drepturi ale minorității vin și se suprapun sau vin ca să dicteze majorității ce trebuie să facă. Și în domeniul căsătoriei, dacă vreți, este tot la fel. În mod normal, într-o țară în care majoritatea este creștină, era logic ca cererile să le facă aceia care nu doresc ora de religie și nici de cum să-i pună pe părinți Așa a pe fost drumuri. inițial, Sigur. cei care nu doresc să facă o cerere și atunci copiii nu vor fi obligați. Pot să nu participe la aceste ore de religie. Culmea este că în cadrul acestor dezbateri, însuși Ministrul Culturii a venit și nu a susținut ideea ca orele de religie să fie obligatorie. Ci a spus că, domnule, ar fi o discriminare religioasă față de cei 10% dintre părinți care nu doresc să-și... Spuneți-mi, cum în situații de genul acesta, în care să spunem că nu va mai fi deloc obligatorie această oră de religie sau va fi scoasă din programă, cum se va putea împărtăși învățătura Bibliei în rândul tinerilor? Pentru noi, pentru cei din Biserica Catolică, nu este o problemă, pentru că avem așa numita cateheză și pregătire a copiilor, adolescenților și a tinerilor, pregătire care a fost și în vremea comuniștilor. Adică la vârsta de 7 ani, de exemplu, peste 7 ani, în jurul acestei vârste, copilul primește pentru prima dată întâia Sfântă Împărtășanie. Toți care doresc să primească, trebuie să treacă printr-o pregătire. Pregătire care se face la biserică. Apoi, mai târziu, 13-14 ani, primesc taina Sfântului Mir. Din nou, trebuie să se pregătească. Cei care doresc să se căsătorească, trebuie să facă pregătire la biserică. Deci, pentru noi n-ar fi o problemă. Însă, sigur că în școală este o singură prezență a religiosului, a creștinismului. Dacă vreți, am așteptat Revoluția. Am așteptat 89 Pentru a fi pentru a libertatea fi libertate și pentru a și ne întoarce la ceea ce a fost înainte de 1948, când bunicii noștri sau părinții a unora dintre noi care suntem mai în vârstă au făcut ora de religie, când mari scriitori ai noștri, Sadoveanu, Creangă, Eminescu, au făcut ora de religie. Asta surprinde acum că revenim la perioada comunistă, vrând nevrând, vrând așa nevrând, parcă că cădem revenim. în perioada comunistă. De ce și-au dat viața oamenii aceia care au strigat și au murit și au amestecat sângele lor cu praful de pe caldarâm și au strigat: Există Dumnezeu, libertate! Și la Timișoara, și la București, și aici, la Iași. Și mai ales că întreaga revoluție a pornit de la Timișoara Exact, dintr-un exact. Tot. motiv pur religios, adică i s-a interzis unui preot să intre în
biserică. Tocmai, a pornit pe lângă o Deci, din punctul biserică. Meu de vedere, este normal să fie o oră de religie. Este normal și mai ales că ora de religie există în cele mai multe state din Uniunea Europeană. Să sperăm că vom face parte nu numai cu numele din Uniunea Europeană, ci și cu această lege privind ora de religie. Timpul alocat emisiunii noastre a luat sfârșit. Nu vreau să închei înainte de a ura creștinilor romano-catolici sărbători fericite, o duminică de flori cât mai fericită și un Paște fericit. Lăudat fie Iisus, Părinte! Mulțumesc mult!